vrut, înainte să plecăm, aș vrea să te rog ceva. Ce? E legat de Thierry. Păi, nu cred că e treaba noastră. Codruț, am vorbit cu medicul care l-a operat și mi-a spus că... Mi-a spus că a paralizat din cauza faptului că a fost împușcat. Știai? Păi ți-am mai spus, nu ne privește pe noi. Nu mi-ai spus tu că țiganii nu iartă niciodată? Probabil că e în pericol acum, nu? De ce crezi că e în pericol? Pentru că l-au mutat la boli interne și n-are ce căuta acolo. Hai să mergem să-i facem o vizită. Nu cred că facem un lucru. Mă rog, hai, hai, cum vrei tu. Hai, hai să mergem. Ce faci, mă? Eu vorbesc serios și tu mă ignorezi? Spăcăricu, lasă-mă fost să te întrerup, eu unde tot. Mă, state, tu realizezi, mă, că casa noastră... Cacofonie. Că casa noastră se duce de râpă, mă, că noi nu mai suntem oamenii care era, mă. Ia zi, fă filozof. Mă, Rozica nu mai ne calcă pragul. Și? E măritată și cu copil mic. Așa și ce? Nu ne stătea și nouă bine, mă? Cu un nepot să ne jucăm cu el pe pătătură? Și Menodorica care a plecat cu omul ei și... Și? Păi și atâta. Mă, adică ce vrei să zici filozofia ta? Că noi suntem singuri cuci? Da. Aprecierea ta nu e fondată. Îl avem pe Babi, o avem pe Barcialora, o avem pe Zampidica și pe Puradelu Giuvairaș. Du-te și joacă-te cu Puradelu Giuvairaș. Da, ce am zis eu și ce ai înțeles tu? Fă, dacă ești proastă, du-te dreacu la școala de fete. Te duci. Mi s-a speriat somnul acum. Vă duc să fac tema la geografie. Uite, să desenez cartea asta pe coara. Doamne, doamne, unde e? Doamne, Dumnezeule, doamne, nu-i lua, doamne, mințile, doamne, cu jicoala asta, doamne. Că am văzut mulți oameni învățați cu mințile duse cu zorcova. Nu mai pot de merg. Hai că sofragerie e oameni care doarme. Vrei să mă asculti în aleții? Nu. Da. Ce păi, să fac? Te întreabă-mă. Ce să te întreb, că e niște desene aceia. Te-ai mai liniștit, Rozicu? Da. Suflet amărât, suflet amărât. Mama, Sorfino, tu chiar mă iubești? Te iubesc, fă. Te iubesc. Ești ca și fata mea. Numai tu semeni cu mine. Ai puteri ca mine. Chiar mai mari. Poți să păstrezi un secret. Rămâne sufletul meu. Cred că mi l-a omorât Păterică. Rozicu, dacă tot am ajuns noi în momentul ăsta vieții noastre, spune-mi și mie, ce
ce să întâmplăți cu copilul de la negru? L-a omorât. Uzi-vă. De ce nu faci, fă ceva? De ce nu faci, fă ceva să le plătești la ăștia? De ce? N-am zis noi, fă, că ne răzbunăm pe Dumnezeu. Am zis. A zis, păi și? Păi și ce? Păi și ce? N-are și el doșman? Bună la tălianul ăla care a murit, am înțeles, dar ăsta alien care are boală pe el nu mai e. Vorbește cu ei. Să-i facă dracu ceva să se aleagă praful și de el și de familia lui. Nu știu ce să fac, mama, Sofie. Voi venit ici. Veniți să te vedem. Mersi. Ce faci? Ia. De ce te-am mutat la interne? Știu. S-a agravat starea ta? Nu, Irene. Nu, asta nu crezut. Ai reușit să mergi? Nu. Așteptat, spus doctor, eu nu încercat, nu putut făcut capul meu. Bine, ai nevoie de ceva? Vrei să te ajutăm cu ceva? Da, nu ezita să ne ceri. Știm că ești singur și chiar vrem să te ajutăm. Băi. Mă, singur. Eu s-a maritat, a avut copil. Eu făcut la mine. Bine, plecat, mă rog. A bine așa. Da. De ce ai venit în România atunci? Venit că doctor m-a ieftin ca pari. A avut tisi prieteni. Și băiețelul vostru, ce face? Cine are grijă de el? Pardon, Tito. Alla sua memoria. Sicuro che lui è qui con noi. Fabrizio, ma la tua famiglia dove? Li ho mandati nell'America del Sud con Don Bruno. Pensi che Rosolino li farebbe vedere del male? Rosolino è un pazzo. Sì. Oh, Armando, ciao. Don Fabrizio, come va? Bene, grazie. E tu? Bene, bene. Ciao. Ciao. Rubino. C'è il caffè? Laso, che è inghiazzato il frigo. Adesso io vado. Parleremo dopo. Ti aspetto domani. Al fidanzamento dei miei figli. Ciao. Ciao. Irina, hai să mergem. Nu, nu plecat. Asta a spus. Rugat. Putut rugat la voi ceva? Sigur. Mm. Putut vorbit voi, Rosa. Spus că nu mai venit ici, jamais, niciodată. Că spus la ea că eu știu că ea maritate a avut copil. Dar nu e bine ce faci. Roza și-a pus toți țiganii în cap pentru iubirea voastră. Irina, te rog. Trebuie să-i spui lucrurile astea personal. Irina. Te-ai supărat că am venit? Nu, supărat. Bucurat mult venit. Mersi beaucoup. Voi vrut venit la mine. Medalion a avut grijă, Irene, soția ta. De a iubit mult la tine. Eu
jur la tine că tu cunoscut iubiri viața asta. La mine gata. Îmi place că vorbești ca un om învins. Te reînvins. Mersi. Mersi bucur că voi veniți la mine. Acum mers casa voastră. Noapte bună. Eu o să mai trec zilele astea pe la tine, o să, să văd. Poate că tu nu m-a găsit la mine. Rusea, au avut bărbatul. Gata. Promitem că nu pleci până nu vorbești cu Rusea. Irina, hai să mergem. Ai grijă. Prof, grijă. Lasă vă. Că Dumnezeu e mare. O să-ți arate ție calea. Du-te. Du-te. Du-te, mergi cu Dumnezeu. Du-te, Rusico. Dumnezeu să te ajute și să te binecuvânteze. Fabrizio. Bine, v-a dat dormire. Tu da dove vieni? S-o la mezzanot. Eu vreau să zic ție mă ceva. Dar înțelegi bine românește? Si. Bine, bine. Eu te văd pe tine un om deștept. Grație. Pe tine te trădează cineva, mă. Hai că vreau să zic tot. Hai mașină să nu de dracu care e. Strâng masă. Aoleu, credeam că te-ai apucat de cânta la vioară. Și tu, Regina, tată? A ajuns să strângă masă. Ia stați. Nu mișcă nimeni. Băi, stai mă jos, rămâi acolo. Nu ți-ai dat demisia? Nu. Atunci poți să te scoți. Tu nu știi că fetele astea au loc gândat, nu? Bă, da, știu. Păi și atunci? Poate au și ele nevoie să facă frumoase, să macheze. Cum le-ai lăsat să facă toată treaba? Lasă că fac eu aici. Păi... Bine. Nu ție seama, zâne. Metre, ce bălești așa după nevastă? Vrei să o iei tu în locul meu? Zii, nu-i problemă, că facem aici 5 uși de seară, te însori tu cu ea. Ha? Băi, asta, cu tine vorbesc. Ei, Armand. E bine, nu-mi. Da. Nu te plictisești? Puțin. Ți-ai tăiat unghiile?
Da, vreți, impecabil. Nu de la boantele astea, mă, de la picioare. Cum vrei, m-am pus la calea ferată, frumos a trecut acceleratul, m-a scăpat de o grijă. Ai venit să mă acasă? Da. Menții? Da. Regina? Da. Păi și ce vrei să fac cu asta? Păi să pui pe cap că ești ca o femeie măritată de acum încolo. Și asta de ce mi-ai dat-o înapoi? Bă, te-ai nevoie de el. Regina? Cosmin? Ia vină încolo.